Care sunt cele mai importante trei sfaturi pe care le-ați da unei persoane care își dorește să își îmbunătățească relațiile interpersonale? Trei. Unu. Să citească literatura existentă. Aș da câteva nume de terapeuți care toată viața s-au ocupat de relații, dansul relațiilor. Harriet Lerner, Georg Gaspar, Revoluția iubirii, Esther Perel, Herville Hendrix, are două cărți pe a oferi și a primi iubirea, să știi cum. Sau a iubi și a fi iubită, Domnica Petrovai. Sunt ABC-ul relațiilor. De la lecturi, deci aceste lecturi și multe altele, dar astea sunt pentru mine și pentru mine a fost o educație relațională, trecând prin ele. 1, 2, am citit, trecem la practică. Și 3, continuăm practica. Și perfectăm ce nu iesă. Și mai citim, mai întrebăm, mai vorbim și iarăși perfectăm. N-a mers, iarăși. Deci, lecturi și practică. N-am ce să pun. Lecturi și practică, 1, practică, 2, practică și așa mai departe. Ne iese până la urmă relațiile. Le facem sănătoase, învățăm și învățăm foarte mult despre noi în relații. Relația este foarte mult și despre mine. Nu numai despre noi sau despre tine. Înveți foarte mult din relații și e un câștig fantastic. Și în această cunoaștere de sine. Dacă ții foarte mult la o relație, ai să investești în a te dezvolta, să relaționezi și în același timp te va forța să te dezvolți ca om, ca persoană. Este un câștig fantastic.